Bună seara și bine v-am regăsit în partea a doua emisiunii Dialog cu Consumatorii. În această a doua parte, invitatul meu este domnul Vlad Țone, consilier secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație! Vom vorbi în această parte a emisiunii despre tineri și vom vedea ce strategii există în domeniul tineretului de dezvoltare a tinerilor. Să le spunem celor de acasă, poate nu știu, ziua de 2 mai a fost ziua tineretului. Da, în această perioadă, la începutul lunii mai, există o serie de evenimente dedicate tinerilor. Există ziua tineretului, există ziua Europei și, în general, am făcut o săptămână a tineretului în care Ministerul Tineretului și Sportului a organizat la nivel național o serie de evenimente în care au fost implicați cam toți tinerii care vor și au avut plăcerea să se implice alături de reprezentanții ai Ministerului în a promova sportul pentru toată lumea, sportul de masă. Ce evenimente au fost? Poate se repetă și anul viitor, să știe cei de acasă ce au ratat, să nu mai rateze la anul. Au fost... În general, la nivel de tineret, există cam două categorii. Există partea de tineret și partea de studenți. Pentru partea de studenți, în perioada 2-4 mai, au avut loc acțiuni dedicate tineretului în Costinești, unde au fost colegii de la casele de cultură studențești care au prezentat fel și fel de acțiuni de cultură, de teatru, de mimă, pantonimă și dans sportiv. În ziua de 2 mai am avut lansarea strategiei pentru tineret în prima parte a zilei. În a doua parte a zilei am avut un tur de ciclism din regie până în Parcul Tineretului. În Parcul Tineretului apoi au avut loc competiții sportive între tinerii din București și nu numai. Au fost de asemenea fel și fel de reprezentații, de teatru, de pantonimă, de demonstrații. Au fost într-adevăr o zi a tineretului de care eu unul ca și cetățean aș fi avut nevoie pur și simplu pentru a-mi deschide oportunitatea de a practica un sport. Și aceste evenimente sunt organizate în fiecare an? Da, în aceeași perioadă se organizează astfel de evenimente. Haideți să intrăm în subiectul principal din această seară. Nu înainte de a le aminti celor de acasă că ne pot scrie pe telecom sau în protecția-consumatorilor.ro în cazul în care au probleme cu un produs sau un serviciu achiziționat la noi în țară sau din străinătate de pe internet. Ziua de 2 mai a fost importantă și din punctul de vedere al conferinței pe care ați avut-o. Am avut o conferință de presă în care a fost lansat pentru prima oară în România o strategie de tineret, pentru că trebuie să subliniez faptul că până acum, neexistând un minister și fiind autoritate, nu a existat o strategie pe o perioadă îndelungată în ceea ce privește partea de tineret. Am gândit o strategie în care am delimitat 4 piloni principali, aceștia având în centru incluziunea socială. Și mă refer aici la cultură și educație non-formală, la sănătate, sport, recreere, participare și voluntariat și muncă și antreprenoriat. Noi am gândit această strategie pentru a putea avea un punct de plecare în ceea ce privește relația cu alte ministere, mă refer aici la Ministerul Muncii, la Ministerul Învățământului, la Ministerul Justiției, pentru a crea împreună cu aceștia un grup interministerial cu care să putem aborda într-adevăr și crea o legislație, să-i spun, europeană, care să poată ajuta acest segment al populației pentru a avea o vizibilitate și favoruri cât mai mari și foarte bine știute de toată lumea. Cum ați pus la punct această strategie? Ați făcut studii înainte? Am avut la bază un barometru care a fost făcut anul trecut. Am îmbinat acest barometru cu o strategie generală a Uniunii Europene,
Am creat acești patru piloni principali pe care am lansat în dezbatere pentru ONG-urile din România, cu care ne aflăm acum într-un grup de lucru, după care în luna iulie vrem într-adevăr să avem un draft cu care să-l putem da spre dezbatere publică pentru toată lumea. Înainte să intrăm în mai multe detalii despre această strategie, de pe chat avem o întrebare. Domnul Paul Neagu vă întreabă ce programe educative sunt elaborate la nivelul Guvernului pentru tineri. În momentul de față, pentru tineret există concursul național și concursul și local de proiecte, în care Ministerul Tineretului și Sportului finanțează o gamă foarte largă de proiecte. Proiectele acestea venind din partea ONG-urilor reprezentative ale tineretului. Așadar, domnul Neagu, sperăm că răspunsul a fost pe măsură. Strategia tineretului. Haideți să luăm cele patru paliere, să le dezvoltăm puțin. Cultură și educație non-formală. Am considerat că, în primul rând, tinerii trebuie să aibă o cultură în ceea ce privește practicarea sportului. Foarte mulți confundăm practicarea sportului de masă cu practicarea sportului competițional. Aici aș vrea să dau un exemplu și toată lumea cunoaște faptul că sportul aerobic, dansul aerobic și de aici foarte multe derivații, taibo, salsa aerobic, aqua gym, sunt sporturi pe care marea majoritate le practicăm în fel și fel de săli, în fel și fel de ocazii. Sunt foarte puțini cei care știu într-adevăr, de exemplu, ce înseamnă performanța și sportul aerobic, cu acele elemente, cu acele, să le spun așa, delimitări competiționale. Tocmai de aceea, noi... Și chiar avem, știu că avem și premii. Fetele care participă la aceste concursuri chiar obțin premii. Da. România, din acest punct de vedere, este, dacă nu mă înșel, sau a fost și campioană mondială. Oricum, rezultatele la sport aerobic sunt foarte bune, atât la băieți cât și la fete. Și trebuie să subliniez faptul că acești sportivi vin din gimnastică și cunoaștem cu toți rezultatele pe care le avem la gimnastică. Așadar, acesta ar fi palierul despre care v-am întrebat. Să vedem la participare și voluntariat. Sunt foarte mulți tineri care sunt implicați în ONG-uri și sunt foarte mulți tineri care nu cunosc ce înseamnă participarea și această acțiune de voluntariat. Cu toții cunoaștem faptul că, în general, în școala primară existau fel și fel de acțiuni în care la îndrumarea profesorilor sau învățătorilor eram cu toții luați și participam la fel și fel de acțiuni de ecologie, de strângere de deșeuri, de plantare de pomi. Astfel de acțiuni, din punctul nostru de vedere, trebuie să aibă un cadru mult mai bine delimitat, în care fiecare participant să-și cunoască drepturile, inclusiv pe această lege a voluntariatului, în care dorim ca această implicare pe partea de voluntariat să fie recunoscută la un moment dat și ca experiență profesională. Pentru că participând la fel și fel de acțiuni de voluntariat, fiecare tânăr capătă o experiență care mai târziu îi va fi folositoare și pe care, din punct de vedere al studiilor, nu le poate le avea. Deci este o experiență practică în care își pune la contribuție acumulările, să spun, intelectuale. Și, practic, în școală, oricum, acele acțiuni de voluntariat, practic, nu mai erau voluntare. Copiii erau duși, vreau, nu vreau. Era un prim pas în care ei vedeau ce înseamnă și această implicare. Făcând o paranteză și dând un exemplu personal, pe mine activitatea din organizația de studenți m-a ajutat foarte mult în a-mi dezvolta această, să zic așa, capacitate și de a avea inițiativa unor lucruri care
până atunci nu le aveam din pură modestie, din interes scăzut. Următorul palier, muncă și antreprenoriat. Aici noi ne-am gândit că ar fi bine ca ministerul să ia o atitudine și împreună cu Ministerul Muncii să dezvolte o politică în care să aibă la bază un barometru și a vedea exact cerința pieței. Pentru că este foarte important să știm ce își doresc pe de o parte tinerii și pe de altă parte societatea noastră de ce are nevoie pentru a pregăti specialiști în aceste domenii. Tocmai de aceea gândim și venim cu unele inițiative, spre exemplu a acorda anumite facilități celor care angajează tineri absolvenții de și universitate economică sau care are în subordine anumite, să le spunem, ramuri, care în momentul de față sunt lăsate puțin deoparte și în general aici mă refer la producție. Marea majoritate ne-am axat acum spre partea de vânzări, spre partea de IT și foarte puțin pe partea de producție. Pentru sănătate și sport, despre sport am vorbit, pe partea de sănătate, ce proiecte aveți? Pe partea de sănătate noi am dori, și fac aici o paranteză pe care am uitat să o menționez mai sus, din acest an, ca o primă inițiativă pe care Ministerul Tineretului și Sportului a avut-o, este aceea de a mări numărul de ore de educație fizică în gimnaziu și liceu. Acest lucru noi l-am gândit ca fiind o primă etapă în a stimula participarea tinerilor la orele de educație fizică, astfel încât a preveni eventualele îmbolnăviri și a mări gradul de sănătate al acestor tineri. Pentru că este deja demonstrată calitatea tinerilor care au practicat sau practică educația fizică în a avea o sănătate mult mai bună și un tonus mult mai bun. Și am avut și o discuție aici într-o emisiune că foarte mulți tineri au scutiri la orele de sport. Practic nu prea se face în România. Da, am avut aici unele păreri venite din partea părinților, care au spus și susțin în continuare că tinerii trebuie să învețe mai mult și partea de sport și de educație fizică să fie lăsată undeva mai la coadă. Este o opțiune pe care o accept cu drag. Dar personal, dacă mă întrebați, spun că este greșită, pentru că poți să fii un om foarte bine dotat din punct de vedere intelectual, dar dacă nu te ajută și fizicul și tonusul muscular, ai anumite cadențe. Avem pe chat o întrebare și o să aibă legătură cu strategie. Dacă vă ocupați și de minorități, dacă există susținere pentru acestea? În general, nu am făcut și nu facem delimitări între minorități și pentru noi un tânăr că aparține anumite minorități, că aparține etniilor sau că vine din orice cadru, eu știu, instituționalizat sau nu, avem programe pentru aceștia și pentru noi toți sunt egali. Avem, dacă vreți să detaliez aici un pic, avem anumite programe și pentru tinerii care sunt în afara țării, pentru a integra și a aduce înapoi în țară. Avem parteneriate cu ligile studențești care îi reprezintă și avem pentru această vară, suntem la momentul de discuție, un parteneriat în care acești tineri pot veni și face practică în Ministerul Tineretului și Sportului, în Ministerul Muncii. Sunt câteva ministere care acceptă acest lucru pentru a vedea într-adevăr și acești tineri despre ce este vorba în aceste ministere și care este stadiul de... Ați menționat tinerii plecați. Avem mulți tineri plecați? Sincer să vă spun un număr exact nu deținem pentru că nu s-a făcut un studiu concret pe acest număr. Dar atât timp cât există solicitări, noi le-am răspuns și îi sprijinim cât putem și...
A menționat în data de 2 mai a avut loc această conferință. Ce informații ne mai puteți spune de la conferință? La această conferință au participat din partea ONG-urilor de tineret și ONG-urile studențești. Aceștia au fost încântați și au subliniat faptul că sunt foarte plăcut impresionați că Ministerul a avut o astfel de inițiativă, au fost foarte deschiși și acum urmează să vedem concret primele impresii, argumente și idei cu care aceștia vor veni. Cum credeți că va fi primit proiectul? Eu cred că aceste ONG-uri de mult așteptau o astfel de inițiativă și nu văd de ce nu ar fi interesant pentru ei atât timp cât îi privește într-un mod direct. Să vedem dacă tot a menționat ONG-urile, acțiunile și concursurile legate de acestea. Ministerul Tineretului și Sportului continuă această experiență din anii trecuți în a organiza concursurile naționale și concursurile locale de proiecte pentru ONG-urile de tineret și studenți. Aceste ONG-uri, în urma unei metodologii pe care Ministerul a publicat-o, pot depune proiecte pe... Aici a fost o marjă foarte mare de a lăsa libertatea acestor ONG-uri în a alege aceste tematici ale proiectelor. Din punctul nostru de vedere, am dorit să sprijinim cât mai multe proiecte, dar având un buget limitat, a trebuit să facem acest concurs. Deci, ONG-urile pot depune proiectele în perioada 7-20 mai. Față de anii trecuți, am creat o săptămână în care aceste proiecte vor fi supervizate și li se va da posibilitatea acestor ONG-uri să completeze și să vină cu îmbunătățiri sau cu completări pentru a avea, într-adevăr, un proiect cât mai bun, pentru că din experiența anilor trecuți, având metodologia ca și reper, veneau fel și fel de proiecte care erau bune, dar nu îndeplineau mici criterii din metodologie. Nu erau, eu știu, ștampilate, nu aveau actele complete și atunci ele erau respinse din start pentru că așa era metodologia. Ne-am gândit că acest lucru să nu se mai întâmple și am acordat o săptămână de grație pentru a veni cu aceste completări și avea această interacțiune dintre minister și, să le spun, direcțiile județene tinere și sport și aceste ONG-uri. Dacă ne puteți spune și site-ul unde pot găsi cei de acasă mai multe informații, dacă sunt interesați? Pot găsi aceste metodologii pe site-ul ministerului, mts.ro, dar și pe site-urile direcțiilor județene tineret și sport, în funcție de județul din care dumnealor fac parte. Aș dori să vorbim la nivel general, strategia guvernului în privința tinerilor. Ați spus că să îi luăm mai întâi pe antreprenori, că sprijină afacerile dezvoltate de tineri. Da, există mai multe proiecte. De asta v-am spus că viziunea noastră de a crea un grup interministerial și de a avea un dialog cu celelalte ministere în ceea ce privește tineretul este primul pas pe care trebuie să-l facem. Pentru că nu numai Ministerul Tineretului și Sportului trebuie să aibă astfel de inițiative în a sprijini tinerii, ci și alte ministere care au ca materie primă, să spun așa, tineretul, trebuie să se implice în această politică. Au mai fost situații în care au fost create aceste grupuri de lucru, dar nu au avut și un rezultat concret. Tocmai de aceea, și nu aș vrea să intru foarte mult în detalii, există foarte mulți absolvenți de studii economice care nu au unde să se integreze pe piața muncii. De aceea există foarte mulți, vedeți mai asta, tineri care preferă să plece în afară pentru a-și exercita meseria și este un teren vid aici pe care noi sperăm ca din ce în ce să-l completăm și să-l îmbunătățim astfel încât să nu mai existe aceste probleme. Da, tinerii români își cunosc drepturile pentru că toți suntem la televiziunea consumatorilor și știm că au acces la informații, tehnologia nu e o problemă pentru ei.
Sunt tineri care cunosc foarte bine drepturile, dar din acest barometru vă pot spune că sunt foarte mulți care nu-și cunosc drepturile. Sunt foarte mulți tineri care din comoditate preferă să aibă o atitudine de indolență, care preferă să audă în stânga și dreapta și să nu se documenteze într-un mod direct și cert. Cum ați vedea rezolvarea acestei probleme? Aș vedea o implicare în aceste ONG-uri, pentru că este normal ca tânăr să-ți fie mult mai ușor să activezi într-o colectivitate, într-un grup, și aici este libertatea ta de a-ți alege grupul și obiectul de activitate pe care vrei să-l urmezi. Mi se pare normal să te asociezi pentru a avea un rezultat cât mai bun, pentru că cu cât afli mai multe, cu atât proiectul tău și ceea ce vrei să faci va avea un succes mai mare. Sunt foarte mulți tineri și chiar prieteni care de multe ori au venit și au spus ok, am auzit la televizor, am auzit în stânga, în dreapta că putem accesa fonduri europene, că hai, vrem să ne apucăm. Mulți au ales agricultura și ne cunoscând foarte bine domeniul de activitate, nu au avut și un real succes. Tocmai de aceea vedem și în ultimul timp Ministerul Agriculturii, dacă nu mă înșel, a lansat un program în care sprijină inițiativa tinerilor de a deschide ferme, de a se implica în acest domeniu până la 70.000 de euro, care mi se pare o sumă destul de bună pentru un prim proiect, dar trebuie să fim conștienți că în momentul în care te apuci, și aici nu contează de domeniu, trebuie să fii un cunoscător al lui. Pentru că, făcând aceste lucruri după ureche, nu văd cum poți să ai și un succes. Vom intra în mai multe detalii, însă înainte vom lua o scurtă pauză. Nu uitați că ne puteți scrie pe Telecom Sarun Protecția Minus Consumatorilor în cazul în care aveți o problemă cu un produs achiziționat sau un serviciu. Revenim imediat. Atitudine. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce ai făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și axipildul ăsta. 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți. Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare.
Am revenit la discuția noastră alături de domnul Vlad Țone. Am spus că principalul scop al acestei strategii este incluziunea socială. Să ne întoarcem puțin la incluziunea socială prin sport. Prin această incluziune pe care noi am pus-o în mijlocul acestor piloni, am dorit ca grupurile de tineri și marea majoritate a tinerilor, când spun asta, mă refer la tinerii de diverse vârste, tinerii care au diferite grade sociale, culturale, intelectuale și toate cele. În momentul în care vine vorba de sport, aici lucrurile capătă cu totul și cu totul altă întorsătură. Exemplu, în școala generală, un copil care este foarte bun la matematică sau la limba română poate avea anumite cadențe în ceea ce privește sportul și educația fizică. Și de multe ori se întâmplă ca unul care, eu știu, din punct de vedere sportiv, are calitățile mult mai bune, să aibă un mod de a se impune în fața celui care, din punct de vedere intelectual, stă mai bine. Tocmai prin acest lucru se poate crea o balanță și de foarte multe ori tinerii în practicarea sportului văd o prietenie și se leagă foarte multe relații dintre ei. Tocmai de aceea au fost introduse la clasele primare acele jocuri, acele mici elemente de captare a atenției prin practicarea de exerciții fizice, fie ele simple sau complexe, astfel încât tinerii să interacționeze, pentru că asta este cel mai important lucru, și astfel să se creeze relații de prietenie, de admirație, de ce nu, în care ei să se cunoască și să poată colabora inclusiv pe partea intelectuală, pe partea de a învăța împreună, pentru că se creează o legătură foarte strânsă între ei. Practic, sportul taie orice barieră de minoritate, concret, de vârstă, da, și așa mai departe. Mai avem o întrebare pe chat de la Oana, fiindcă tot vorbim de tineri, cum sunt promovate tinerele talente? Pentru că, spune ea, foarte multe pleacă, aleg străinătatea. Tocmai de aici am pornit și mă repet, în a alcătui această strategie. Este o problemă cu care ne confruntăm, o problemă pe care de multe ori nu vrem să o recunoaștem, dar este reală, în care tinerii aleg de cele mai multe ori pentru că aceștia consideră că munca lor, că activitatea poate fi mult mai bine pusă în valoare mergând în afara țării. Pentru că la noi întotdeauna lucrurile au fost și limitate, atât cantitativ cât și calitativ. Dacă am menționat sportul, haideți să vorbim puțin despre tabere, pentru că este o altă metodă prin care tot așa se rup orice bariere. La nivel de minister, pe partea de tineret și studenți, există acest departament de tabere și agrement în care ministerul pune la dispoziția ONG-urilor, a diferitelor direcții de tineret și sport, baza materială pentru a organiza cel puțin pe perioada verii cât și în afară aceste tabere în care tinerii pot merge acolo, pot desfășura fel și fel de activități, de cursuri, de traininguri, de pregătire în funcție de opțiunile pe care aceștia le au. Există de asemenea și un program de tabere pe perioada de vară pentru copii instituționalizați și cu probleme sociale, pentru copii cu handicap și aș adăuga aici și tinerii care fac parte din diaspora. Și la aceste tabere, indiferent pe cui sunt adresate, pot veni oamenii din afară, pot plăti o taxă? De asemenea, există și această posibilitate în a oferi servicii contra cost pentru găzduire în aceste tabere de agrement. Târguri de joburi este un subiect. Târgurile de joburi au fost organizate la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului în această săptămână, în marea majoritate a județelor, prin direcțiile județene tineret și sport, în colaborare cu Ministerul Muncii, târguri de joburi în care au fost scoase spre cunoștința mare a tinerilor joburile aferente județelor și
locațiilor din care aceștia fac parte. Noi am încercat și în continuare sprijinim aceste inițiative pentru că am observat că în general tinerii nu cunosc aceste site-uri sau aceste moduri de a vedea locurile din județul respectiv care sunt disponibile și pe care ei le pot ocupa, locurile de muncă. Eu spun că nu este numai vina, eu știu, instituțiilor de stat că nu fac publice aceste lucruri, pentru că aceștia le fac. Este în general o vina tinerilor că nu accesează și nu vor să se informeze. Și participarea cum a fost, în număr mare? Participarea în unele județe a fost foarte mare, iar în altele a fost foarte scăzută. Sincer să vă spun, nu cunosc motivele, dar presupun că nu au fost atât de bine mediatizate aceste târguri. Dar aceste târguri când se vor repeta? Se mai organizează? Aceste târguri se vor repeta într-un mod alert în această vară, pentru că vor fi organizate atât la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, cât și la inițiativa ONG-urilor și a Ministerului Muncii. Sunteți de părere că este o variantă mai bună? Probabil majoritatea preferă să caute pe anumite site-uri pe internet. Aici ce le oferă în plus acest târg? Pot pune mai multe întrebări? Intră în contact cu angajatorul? Exact asta este marea problemă. Aceste site-uri nu oferă altceva decât acele locuri de muncă care oricum... Un anunț și atât. Există. Tocmai că acești tineri, pe lângă faptul că la aceste târguri de joburi găsesc servicii gratuite de informare, și aici mă refer la modul în care se completează un CV, la modul în care se completează o scrisoare de intenție, care pentru un angajator, cel puțin privat, contează foarte mult modul în care te prezinti la acest interviu și pregătirea ta din punct de vedere intelectual și informațional când mergi la un interviu. Este foarte important să ai un prim contact cu angajatorul, fie el și de câteva secunde, în care tu să-ți faci o impresie despre ceea ce ar trebui să faci în momentul în care te prezinti la interviu. Ați menționat CV-ul și scrisoarea de intenție. Le sunt arătate modele sau se poate discuta, pot pune întrebări, să-și facă propriul model? Noi am sprijinit cu ajutorul Direcției de Tineret și Sport și Centrelor de Tineret aceste târguri de joburi printr-un birou în care existau oameni pregătiți pentru a putea da sfaturi, pentru a putea să învețe pe acești tineri cum trebuie să-și realizeze CV-urile și se pot organiza la cererea acestor ONG-uri și cursuri, training-uri de consultanță de pregătire pentru aceste lucruri. Așadar își găseau și jobul și erau și pregătiți cum să abordeze angajatorul. Mai avem o întrebare pe chat. Rafael ar dori să știe de ce nu se încurajează în continuare competițiile între licee. Acum câțiva ani erau multe programe, spre exemplu Cupa Liceelor la basket, volei și așa mai departe. Eu cred că aceste lucruri sunt foarte bine sprijinite, doar că există anumite județe, există anumite interese, există anumite modele negative și aici mă refer la inițiativele directorilor și inițiativele profesorilor de educație fizică de a se implica, de a accesa, de a se informa și de a participa la astfel de competiții. Aș face aici o paralelă și v-aș comunica că pe data de 8 mai a fost organizat Crosul Tineretului în București, mă refer aici, unde startul a fost dat de multipla campioană Gabi Sabo, la care au participat peste 3.000 de tineri bucureșteni și care au fost foarte plăcuți, impresionați, mergând la acest cross, făcând poze, intrând în contact direct cu sportivii. Ce mă refer la Gabi Sabo, au dialogat, au întrebat, au avut fel și fel de activități de socializare. Aș mai completa prin faptul că din acest an Ministerul Tineretului și Sportului are un proiect de
revitalizare a sportului de masă și mă refer aici prin a organiza în 9 orașe, în funcție de ramurile sportive, o competiție națională, putem să-i spunem și Olimpiada Națională, în care dimineața vor fi competiții de copii juniori cadeți, iar după amiază competițiile de seniori, pentru a promova cât mai bine sportul și pentru a avea o experiență plăcută pentru cei mici, a vedea și seniorii pe aceeași suprafață, de pe același teren. Ați menționat mai devreme trainingurile. Ministerul sprijină sau organizează traininguri pentru tineri pe anumite subiecte? Da. În general, acest lucru a fost lăsat până acum la inițiativa acestor ONG-uri, în care ONG-urile pur și simplu veneau și spuneau: vrem să organizăm printr-un proiect traininguri de management de proiect, traininguri de comunicare, traininguri de informare, iar Ministerul Tineretului și Sportului finanțau aceste proiecte. Tot de pe chat ne întreba cineva referitor la cupele sportive, de ce nu se organizează și pe trupe muzicale? Există așa ceva? Există așa ceva. Săptămâna viitoare, la Casa de Cultură a Studenților din Ploiești sau Pitești, îmi cer scuze că nu știu exact, există astfel de concurs. Așadar, Michelangelo, iată că există. Ziua de 8 a fost crossul. 9, Ziua Europei astăzi? Ziua Europei au fost organizate prin parteneriat o serie de activități, parteneriate cu instituțiile locale de această dată, pentru că au fost manifestări culturale, manifestări sportive, demonstrații, concerte, și atunci am preferat să organizăm un parteneriat la nivel național cu instituțiile locale. Pentru că tot am menționat Uniunea Europeană, care ar fi strategia acesteia privind tineretul? Există mai multe recomandări pe care Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană în general face aceste recomandări pe diferite segmente. La nivel de tineret, din punctul meu de vedere, cea mai importantă recomandare este garanția de tineret, în care se subliniază faptul că instituțiile statului, ministerele, trebuie să se implice în a promova și a crea facilități pentru antreprenori, pentru oamenii care vor să aibă o societate tânără și forță de muncă. Să rămânem în UE, să vorbim puțin despre fonduri. Vorbeam în pauză că perioada de accesare pentru fonduri legate de tineret s-a cam terminat. Au fost limitate aceste fonduri, dar sunt fonduri care de-a lungul timpului au un trend ascendent. Există la Ministerul Învățământului un program care se numește Tineret în Acțiune, unde se pot depune proiecte. Din păcate, acest proiect se termină în acest an, dar cu siguranță de la anul vom avea un alt tip de proiect, pentru că politica europeană are anumite perioade și acum intrăm în stadiul 2014-2020, în care vor fi din nou astfel de proiecte și cu siguranță vor fi foarte mulți bani pe care aceste organizații de tineret îi pot accesa, fonduri ale Uniunii Europene sau a Comisiei Europene. Și Parlamentul European are și el o politică în domeniul tineretului? Are politică, se organizează destul de des conferințe și întâlniri pe diferite teme, în general teme de socializare, de cunoaștere a culturii, de promovare a tinerilor în societățile care fac parte din Uniunea Europeană. Există grupuri de lucru, dar ca și bază de pornire, tot aceste ONG-uri sunt celulele care participă și care se implică în această activitate. Și pentru lunile următoare, ce evenimente vor mai avea loc? Vă întreb pentru că ne întreabă și Donatello,
nu a aflat că a avut loc acest cross și vrea să știe prin ce medii a fost promovat și de aceea vă și întreb ca să aflăm despre evenimentele următoare. Principalul mod prin care se popularizează aceste acțiuni sunt vizibile pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului, chiar dacă este un site încă în construcție, pentru că noi am preluat de la Autoritatea Națională pentru Sport și site-ul și infrastructura. Lucrăm în a veni cu un nou site, cu o nouă metodă de promovare. În general, aceste lucruri se mai pot regăsi în activitate și într-un calendar pe care ONG-urile îl au, pentru că aici trebuie să subliniem faptul că există ONG-uri micuțe la nivel local și ONG-uri reprezentative la nivel național, care vin la minister cu un calendar de acțiuni pe care noi, în funcție de importanța și de impactul pe care acesta îl au, le aprobăm și le finanțăm. Pentru că am vorbit foarte mult de sport, avem tot pe chat o întrebare legată de investițiile în sălile de sport din România. Cum stăm la acest capitol? Pentru că au fost de-a lungul anilor știri în care era criticată situația. Părerile sunt diferite. Nu aș dori foarte mult să detaliem acest lucru, pentru că din punct de vedere profesional mă ocup de partea de tineret, de studenți, dar ținând cont că se vorbește la nivel de guvern de o reîmpărție regională, presupun că aceste lucruri vor reveni autorităților locale care vor administra din punct de vedere teritorial acest lucru. Pentru că există baze materiale care pot fi reamenajate, există zone în care trebuie construite, iar acest lucru va fi hotărât ulterior acestei decizii. Aș vrea să vă întreb pe final, ce așteptări aveți dumneavoastră referitor la această strategie? În timp scurt se va ajunge la a fi pusă în forma finală? Dorim acest lucru și facem eforturi mari pentru a avea această strategie într-un timp cât mai scurt. Dorim ca în această toamnă să realizăm un nou barometru de opinie pentru a avea și a vedea un trend de la ce a fost anul trecut încotro ne îndreptăm, pentru a avea o strategie cât mai bună. Sprijinim și dorim o colaborare cât mai bună cu aceste ONG-uri, pentru că această strategie îi va privi într-un mod direct și ca tânăr și ținând cont de faptul că Ministerul Tineretului are și un ministru și o conducere tânără, aș dori ca această strategie să fie un model și să creăm acest grup de lucru cu celelalte ministere și a fi un model pentru ceea ce înseamnă această nouă politică și acest nou val de politicieni care doresc să schimbe cu totul și cu totul imaginea publică pe care românii o au față de politicieni. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru prezență și să vă urez succes în viitor. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu uitați că ne puteți scrie pe teleconsalonprotecția-consumatorilor.ro în cazul în care aveți probleme cu un produs sau un serviciu achiziționat și ne puteți urmări și pe www.teleconsalon.ro toate emisiunile pe care le-am avut până în această seară. Vă dorim o seară frumoasă în continuare. La revedere!